Dragi ascultători, mă bucur să ne reauzim din nou și astăzi, aici la Radio Vocea Evangheliei. Fierul este o substanță care ar putea face rău corpurilor noastre dacă am consuma-o în formă pură, sau așa cum o găsim în jurul nostru, în diferite obiecte. Totuși, Dumnezeu a conceput toate ființele vii astfel încât să depindă de o sursă constantă de fier pentru a putea supraviețui. Deci, cum a reușit El, prin acest design al corpurilor noastre, să transforme un element chimic nociv într-o substanță esențială vieții? Datorită înțelepciunii Lui, obținem fierul din hrană. Unele alimente sunt mai bogate în fier decât altele, dar toate îl conțin în diferite cantități. De asemenea, există două categorii diferite de fier. Fierul hem și fierul non-hem. Fierul hem se găsește în carnea de pește și pasăre și se absorbe foarte ușor în sânge. Fierul non-hem este prezent mai mult în legume, fructe, leguminoase, oleaginoase și alte produse din cereale. Așa cum știm, aproximativ 96% din corpul nostru este format din patru substanțe chimice: hidrogenul, oxigenul, carbonul și azotul. Restul compoziției reprezintă diferite minerale, cum ar fi sulful, magneziul și fierul. Deși unele dintre aceste minerale vin în porții mici, de exemplu, corpul unui bărbat adult conține doar 3 grame de fier, totuși fiecare este esențial pentru viață. Majoritatea fierului din corpul nostru este necesar în procesul de formare a hemoglobinei. Fierul este un element de bază pentru hemoglobina care contribuie, printre altele, la colorarea în roșu a sângelui nostru. De asemenea, fierul joacă un rol important în stocarea oxigenului în mușchii noștri, oferindu-le o sursă importantă de energie. Fierul se găsește și în compoziția ficatului, unde contribuie la minimizarea efectelor dăunătoare ale substanțelor nocive. Fierul este atât de important pentru corpul uman, încât avem multe mecanisme complexe care să regleze absorpția fierului din alimente, dar nu și un mecanism care să-l elimine. Capacitatea corpului nostru de a nu absorbi decât o cantitate limitată de fier pare să facă parte din planul lui Dumnezeu pentru a păstra proporțiile potrivite. Nu doar oamenii, ci toate ființele vii au nevoie de fier. De exemplu, s-a descoperit că bacteriile au nevoie de fier pentru a produce o enzimă, astfel încât să poată rupe legăturile de azot-gazos, altfel indestructibile. Plantele depind de acest aport constant de azot, utilizat pentru a construi ADN-ul, la fel ca la toate celelalte ființe. În cele din urmă, acest azot apare în toate alimentele pe care le consumăm. Fără fierul care a apărut inițial în bacterii, toate plantele, animalele și chiar oamenii ar muri. Însă aici apare un paradox interesant. Fierul poate deveni toxic dacă se depășește o anumită cantitate. Reacționează cu alte substanțe chimice și formează legături puternice cu oxigenul, ceea ce explică de ce metalul ruginește atât de repede, iar oxigenul este atât de coroziv. Dumnezeu a conceput în corpurile ființelor vii mecanisme extrem de complexe pentru a extrage fierul din natură și pentru a furniza în siguranță cantitatea potrivită. Dacă aceste sisteme nu ar fi existat încă de la început, nimeni nu ar fi supraviețuit. Când privim la înțelepciunea celui care ne-a creat, totul capătă sens. Dumnezeu a ales cu grijă locul potrivit al fierului în componența corpurilor noastre. Designerul iubitor al vieții a facilitat pentru noi obținerea fierului pur și simplu mâncând o salată, un hamburger sau cerealele preferate la micul dejun. Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel romanilor în epistola sa și este la fel de valabil și pentru noi astăzi. Felul cum sunt concepute chiar și trupurile noastre are menirea de a aduce slavă Creatorului nostru. Dragi ascultători, aici se încheie călătoria noastră de astăzi prin Universul Creației Divine. Vă mulțumim că ne-ați însoțit! Eu sunt Andreea Mihalache, iar până la următoarea întâlnire, rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei!